Salut și pe domnul Adrian Negrescu, analist și consultant economic. Bună seara, domnule Negrescu. Bună seara, bun găsit. Sunt nori tot mai negri pe cerul, nu doar al României, al Europei și al planetei. Sunt tot felul de rapoarte care vin în ultima vreme. Cel mai recent, cred că este cel al Deutsche Bank, care vorbește despre o recesiune majoră. Unii plasează momentul crizei vârfului ei, de fapt, spre toamnă, spre sfârșitul acestui an. Alții spun că s-ar putea să vină chiar mai repede din datele pe care le aveți. Cât de serioase sunt aceste avertizmente? Cât de gravă e situația? În esență, începem să plătim nota de plată pentru trilioanele de dolari și de euro tipăriți în timpul pandemiei. Când s-a aruncat cu bani în piețe, toată lumea a primit ajutoare, toată lumea a tipărit bani, motiv pentru care, prin inflație, încercăm să recuperăm acești bani, mă refer aici la state, da? nu la noi, persoanele fizice. Sigur. Iar inflația, într-adevăr, va continua să crească în România, pentru că putem vorbi de România în primul rând. Inflația ar urma să atingă un vârf, adică o creștere de prețuri majoră, undeva în luna iunie, ne spune chiar Banca Națională. Inițial se vorbea de 11,23%, probabil va fi un 13%, dacă nu 14% inflație. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Înseamnă că dacă anul trecut cumpăram cu 100 de lei niște bunuri, niște servicii, anul ăsta acea 100 de lei mai valorează doar 85 de lei. Și cam spre asta ne îndreptăm. La nivel internațional, această inflație, această criză economică majoră pe care o pomenesc cei de la Deutsche Bank, este stimulată, din păcate, și de războiul din Ucraina, de dispariția practic din piață a Rusiei, da? Unul dintre principalii furnizori de gaze și petrol la nivel internațional, de problemele cu generate de prețul petrolului și știm foarte bine OPEC-ul, Organizația Producătorilor de Petrol, cum șantajează la fiecare criză țările cu prețuri din ce în ce mai mari. Deci suntem într-un val de inflație din care, într-adevăr, vom ieși foarte, foarte greu, iar criza la nivel mondial, din estimările majorității agențiilor internaționale, e probabil să țină și în 2023. Mai spuneți-mi în 20 de secunde, domnule Negrescu, pentru România aveți vreun orizont al speranței, și anume că există cineva care plănuiește o măcar aplatizare a acestei curbe absolut amețitoare în clipa de față a prețurilor, astfel încât să nu se ducă spre ceea ce unii vorbesc, și anume poate chiar o lună cu 20% inflație? Din păcate, este un an al supraviețuirii, cu o inflație undeva între 15 și chiar 17% în timpul verii, cu creșteri de prețuri altfel majore, cu o problemă economică majoră în iarnă, atunci când vom vedea cu adevărat impactul acestor creșteri de prețuri la energie și gaze, și cu o scădere economică semnificativă pe care deja am simțit-o încă din trimestrul 4-2021 și iată în acest prim trimestru din 2022 probabil vom confirma faptul că suntem într-o recesiune tehnică. Mulțumesc mult, domnule Negrescu, pentru această intervenție.